În vinerea luminată în Comuna Costești, Aghiazma a curs la robinet adusă prin conducta de alimentare cu apă a localității, care are ca sursă 44 de izvoare la poalele masivului Bui la Vânturarița și care sunt sfințite în fiecare an de preoții din localitate în sărbătoarea izvorului tămăduirii. Izvoarele din Pietreni sunt cunoscute de sute de ani de săteni care sunt convinși că apa are puteri miraculoase, dar și de sihaștri care și-au căutat de-a lungul timpului liniștea în munții care străjuiesc localitatea vâlceană. De altfel, un călugăr de la Mănăstirea Bistrisa a fost cel care a ridicat aici, la începutul secolului al XVIII-lea, o bisericuță cunoscută astăzi ca schitul 44 de izvoare și unde, în prima vineri de după Paște, se oficiază ritualul de sfințire a apelor. Oamenii din to toată zona obișnuiesc să se strângă în satul Pietreni pentru a participa la slujba de sfințire a ghesmei mici. De câțiva ani însă, după ce autoritățile locale au căpătat aceste izvoare și le folosesc ca sursă de alimentare cu apă în localitate, apa sfințită ajunge și în gospodăriile localnicilor racordați la rețea. Tradiția a rămas, iar aici, la Pietreni, se face slujba de sfințire a apei a mică, chiar în locul de unde lumea din Costești beneficiază de apă, astfel că astăzi va beneficia de o apă sfințită chiar la robinet. Lângă biserică este o galerie care a fost săpată de foștii deținuți politici și acolo se află 44 de firite de unde vine apa din munte. Se adună într-un bazin colector și de acolo într-un bazin mai mare, undeva la 300 de metri cub de apă, de unde pleacă spre comuna Costești în jos, spre Pietreni și spre Costești, de unde lumea beneficiază de apă potabilă. Au, cum ar spune, aghiasmă direct la robinet în vinerea luminată. Chiar se spune că astăzi apele sunt sfințite și este bine să se dea apă la animale ca să fie sănătoase tot timpul anului, a precizat primarul din Costești, Toma Peștereanu. Biserica lângă care se află izvoarele poartă hramul Sfântul Nicolae și este una dintre cele mai frumoase din Vulcea. Capete încoronate ale României au trecut pe aici, între aceștia fiind domnitorul Alexandru Iancuza, regele Carol I și nora sa, regina Maria. Oamenii locului spun că familia regală ar fi avut intenția să ridice în poenița din jurul izvoarelor din Pietreni, chiar și un palat dar a renunțat pentru că la acea vreme nu exista cale ferată în zonă. Biserica 44 de izvoare a fost construită între anii 1700 și 1701 de către ieromonahul Ștefan, ca parte componentă a unui schit cunoscut și sub numele de schitul sub piatră, ce era deservit de călugării bistrițeni. În anii care au urmat, la de cult a început să se degradeze și, în ciuda eforturilor sătenilor de a-l repara în anul 1907, a fost închis. Abia în 1930 după investițiile repetate ale Reginei Maria, Biserica a fost restaurată cu sprijinul Comisiunii Monumentelor Istorice și redată culturii în anul 1938. Ultima renovare a Bisericii s-a făcut între anii 2008 și 2011, însă pictura din interior afectată grav de timp, dar și după cutremurul din noiembrie 1940, nu a fost niciodată restaurată, în prezent aceasta fiind deteriorată pe o suprafață destul de însemnată, relatează mesajul.ro.